pentru mine cea mai dezamăgire este pentru că am pierdut primăria Năsău. Aș fi foarte rând ca actualul primar, încă în exercițiu, Mureșan Dumitru, să își renunțească mandatul. Este un om cu foarte mult bun simț, un om care a manifestat multe stârguințe pentru că vreau să fie gestionat. Sigur, nu m-ar fi vrut cetățen, nu m-ar fi vrut el, nu m-ar fi vrut eu, dar întotdeauna a avut un comportament absolut corect. L-au sancționat oamenii de acolo. Asta este, ne supunem voinței populare. E important că Emil Boc a câștigat nunjul. Acest lucru este o certitudine. Să sperăm că și Tișa, din Tișa, va câștiga Consiliul Județean, în așa fel încât Clujul să se mențină în plutonul fruntaș al organizațiilor județene. Este un simbol al Ardealului Clujul, iar menținerea lui în portofoliul de municipii ale Partidului Democrat Liberal este un lucru extrem de pozitiv și de încurajator pentru noi. Vom face o analiză foarte serioasă a rezultatelor și în funcție de aceasta vom decide ce măsuri se vor lua. Cum vedeți viitorul USL după ce trece starea de euforie? Ca orice balon care se umflă dintr-o dată și care crapă în foarte scurt timp. Acesta este un rezultat pe care nu se-l așteptau. Amintiți-vă că inclusiv președintele de onoare, Ion Ilescu, a spus că este un rezultat peste așteptările lor. Este adevărat, este și peste așteptările noastre. Credem că balonul se va desumfla mai repede decât cred ei și că alegerile din toamne nu vor confirma nici pe departe o asemenea situație, pentru că eu nu pot să cred. Și o spun cu responsabilitate, că România se întoarce în anii 90, pe vremea FSN-ului. Nu cred că după 22 de ani de democrație, după 22 de evoluții, după prezența României de 5 ani în Uniunea Europeană, să ne întoarcem la anii 90. Deci este un vot al anilor 90. Eu cred că oamenii vor realiza într-un viitor foarte apropiat ceea ce s-a întâmplat și sancțiunea va veni atunci când va trebui, adică la votul parlamentar din noiembrie anul acesta.